Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi vom discuta despre cartea scrisă de Christina Harry, The Girl in Red, Fata în Roșu, cum s-ar traduce la noi. Cu toate că cartea este o carte young adult, e o carte horror young adult și sincer să fiu, a rămas un pic impresionat de visceralitatea acestei cărți, ținând cont de ștampila care i s-a pus young adult. Ok, bun, hai să vorbim un pic de sinopsis și după aceea păreri pro și contra. Ne aflăm într-o lume distrusă, post-apocaliptică, care a fost distrusă de un virus numit Tusea. Sună cunoscut, poate din Apocalipsa lui Stephen King, poate din însăși ceea ce am trăit noi zilele astea și încă poate mai trăim. Da. Mă rog, această fată, Girl in Red, bineînțeles o trimitere clară și nu odată, nu se spune inclusiv în carte și asume acest lucru către Scufița Roșie, este o supraviețuitoare în această lume decimată, dar distrusă nu totalmente, deoarece, ca și în Apocalipsa, o să tot fac comparația asta pentru că vine natural cumva în minte, nu întreaga populație a rămas, dar cei care au rămas sunt cumva destul de violenți, acum că nu mai există o ordine mondială, da? Nu mai există o ordine a societății, efectiv își impun propriile reguli. Să fac așa zisele miliții, miliții fiind supraviețuitori de obicei, sau cel puțin cei pe care întâlnește The Girl, sunt formate aceste miliții din bărbați. Aici au un rol negativ bărbații, se pare că în momentul în care cade civilizația nu știm decât să furăm, să violăm, să ucidem și așa mai departe. Asta este, ăștia suntem probabil. Mă rog, aceste miliții, ca să zicem așa, au luat în stăpânire mici locații, mici conclavuri în care își stabilesc baza și jefuiesc tot ce prind acolo, ucid alți bărbați dacă îi întâlnesc și răpesc fetele, sau femeile, depinde, pentru a le face una din multele lor soții. Ok, bun, înțelegem unde trimite. Dar nu sunt numai aceste miliții, mai sunt și militari. Se pare cumva că există ceva supraviețuitori care încă se agață de vechiul sistem. Acestea au misiuni precise și anume să adune supraviețuitorii, să-i ducă în niște lagăre de concentrare sau baze în care să fie izolați. Nu se știe de ce, Red nu înțelege de ce armata ia oameni care sunt de altfel dispersați și îi pune la un loc, ținând cont că există un virus pe care se distribuie pe calea aerului și cumva e destul de logic. Dacă s-ar întâmpla, ar trebui din contră să minimalizezi, știți, 1,5 metri, 2 metri distanța, nu să iei să-i pun la un loc. Bineînțeles că asta ridică semne de întrebare și cumva această Red se află în mijlocul acestei distopii în care ea încearcă să ajungă la casa bunicii sale. Bun, cam asta e la suprafață. Cartea cumva e împărțită în două, înainte și după. Înainte, ce se întâmplă înainte, before. Cum a apărut Tusea împreună cu familia sa? Se pare că avea, familia ei era compusă de mamă, tată, ea și frate. Cumva aceștia văd ce se întâmplă la televizor și reacționează. Părinții destul de încet, fratele destul de necredul la ceea ce face ea, pentru că se pare că fata noastră era o fană a filmelor horror, văzuse destul de multe filme cu apocalipsa zombie, știa să se pregătească, la un moment dat umbla tot timpul cu un rucsac din același, știți, de camping în spate, în care avea pregătit tot, încercă să-și convingă părinții să plece la bunică, deoarece aceasta se pare că locuia undeva într-o pădure izolată de toată lumea și că acolo se pare, după părerea ei, bineînțeles, puteau găsi salvarea. Bineînțeles că încearcă să-i convingă să nu se ducă în oraș, putând să ia acea Tuse, boala mortală, care îi ucidea pe toți. Lucrurile sunt destul de interesante acolo. La un moment dat, eroii noștri au de-a face și cu un grup de
bărbați, iarăși, ei fiind cumva de culoare, care încearcă să scoată din ei toate răutățile și aflăm că nu numai bărbații, nu sunt numai violatorii, misoginiștii, hoți, etc., ci din și-ar scot din ei și rădăcinile de rasiști, altfiind, și pornesc să ucidă și persoanele de culoare. Ok? Mi se pare aici un pic exagerat, dar asta e, trebuia să găsească un erou negativ. Și se pare că eroul negativ este bărbatul. Bun, asta este unul din punctele care eu nu zic foarte ale cărții, ci din contră, dar asta e. Ce se întâmplă în cealaltă jumătate? Capitolele se cam întrepătrund între ele, și anume după, after. O vedem pe fata noastră cumva singură. Pe parcurs vom afla cum de-a rămas ea singură, fără mamă, tată și frate. Tot pe parcurs își repetă, nu te gândi la Adam, Adam fiind propriul ei frate, deci e clar că s-a întâmplat ceva cu el, ceva destul de deranjant pentru ea, că tot spune, nu te gândi la Adam, nu te gândi la Adam. Și vom afla lucru destul de deranjant pe finalul cărții, bineînțeles că nu o să-l spun eu aici. Și acum fiind singură și continuă drumul, continuă și la un moment dat, bineînțeles că se întâlnește cu diferite persoane, întâlniri unele mai fericite, ca să zic așa, altele mai puțin fericite, dar toate pline de aventură. Cumva pe aceste două planuri se duce cartea noastră și aflăm și un alt element introdus aici, un element și mai fantastic. Pe lângă această apocalipsă, un element rupt, sau hai să zicem un tribut, adus filmului Alien, al lui Ridley Scott, știm foarte bine. Pe mine m-a dus un pic și cu gândul la capcana pentru visea lui Stephen King, există și acolo o creatură oarecum asemănătoare. Mă rog, mai puțin important, asta cumva să vrea a fi finalul care să ne șocheze. Bun, lucruri pro și contra. Pro. Foarte interesantă pentru Neal Gadulteu, nu mă așteptam, n-aveam mari speranțe de la această carte. În schimb, da, e o carte horror, avem scene destul de interesante, violente pe aici pe acolo, nu pe aici pe acolo, destul de dese chiar. Autoarea nu e frică să ne prezinte un tablou destul de înspăimântător la un moment dat. Se folosesc destul de multe artificii care nu prea le-aș vedea introduse eu în cărțile pentru Young Adult. Eu nu aș încadra cartea asta într-un horror și atât, nu în Young Adult, deci o recomand iubitorilor de horror. Avem destul de multă violență și avem și elementul fantastic. Un alt lucru bun pe care nu l-am menționat, și anume că fata noastră, ca să fie mai interesant, avea un picior, nu mai știu dacă stângușor sau dreptul, n-am băgat de seamă, cred. Am amputat un picior, deci avea o proteză, lucru care dă un pic de sare și piper aventurilor prin care treci, deoarece e un lucru inedit. Trebuie să aibă grijă și de respectivul picior. Ok. Acum hai să trecem și la lucrurile mai negative. 1. Această insistență asupra bărbatului ca erou negativ, al bărbatului care nu e în stare să se controleze, să-și controleze pornirile animalice. Ok, bun, nu zic, până la urmă, astea-s doar idei, poate chiar să fie așa, poate să nu fie așa, mă rog. Apar și personaje bărbați pozitive, dar cumva sunt acolo ca un fel de scuză să arate că da, bine, sunt și excepții acum, nu toți. E cumva aruncat în față chestia asta, dar în general tema principală e feriți-vă de bărbați, bărbații sunt eroi negative ai acestei povești. Ok. De asemenea, avem tributuri, ca să spun așa, către multe filme horror, Alien, v-am spus Apocalipsa lui Stephen King, de ce nu, și chiar și mai am observat anumite trimite către alte filme, al Romero cu zombie, etc., etc. Bun, interesantă toată cartea, o recomand, mie mi-a plăcut chiar foarte mult și dacă ești un pic indulgent, m-am spus la construcția personajelor negative, vei avea parte de
un deliciu literar, ca să spun așa, mai ales că pe mine m-a prins cu garda jos, pentru că nu aveam deloc speranțe și așteptări de la această carte. Poate dacă aș fi avut, nu mai eram așa de bucuros ca de ceea ce am întâlnit acolo. Bun, deci am să-i dau un 10 din 10. V-am spus, mult contează și faptul că am fost luat prin surprindere, probabil că altfel aș fi dat un 9, poate 8 din 10, cine știe, dar m-a luat atât, am fost atât de plăcut surprins de cartea asta încât îi dau un 10 din 10 și mă bucur că am citit-o. Asta fiind spuse, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți doi nici de lectură.